Da, de jora. La o distanță de 50 de kilometri de Chișinău, în orașul Călăraș, s-a refugiat unul dintre foștii studenți ai Universității Tehnice din Moldova, originar din Siria. Istoria lui Mohammad Akrah nu este una deosebită de cele ale altor refugiați de război. Am terminat facultate microelectronică și am plecat înapoi, în Siria. Am lucrat acolo bine și am lucrat în Dubai și am venit aici aproape 2 ani în urmă, în cauza război. Început război acolo unde trăiesc și nu, e greu acolo. În Siria avea un serviciu bun. Era inginer într-un oficiu pe care l-a deschis împreună cu încă 2 prieteni. În Moldova nu a avut moftul de a rămâne în capitală, ci s-a mutat la Călăraș, unde este inginer șef în cadrul unei firme, dar are și cazare asigurată. Când prima dată am venit aici, am avut 17 ani și am trăit mult aici, 10 ani. Și îmi place, mă simt bine aici, ca, nu știu, ca acasă. Vorbește cu cei de acasă destul de des, ca să știe ce se mai întâmplă în țara lui. Îi e dor de Siria, dar casa lui a devenit deja Călăraș, Republica Moldova. Îmi place aici și în Chișinău bine, dar dacă eu lucrez aici, că nu prea bine să merg fiecare zi la Chișinău și înapoi, și distanță mare, și trăiesc aici, lucrez aici și tot e ok. Oamenii aici e bun, primitor, am primit bine, n-am probleme cu dânsii, trăim împreună tot. Cu financiar, bine, mă ajunge pentru trăit, se plătesc apartament pentru petrol la mașină. E ok, nu prea mare salariu, dar mă ajunge. Șefa cu prieteni în Moldova are un salariu de care nu se plânge și nu în ultimul rând așteaptă ca soarta să-i aducă o mereasă. Moldovean. Eu mă văd cu familia aici, cu 2 copii, da, și cu lucru tot ok, lucrez, fac o familie mică, trăim așa. Let me tell you a story, the most urgent story of our times, of millions of families forced to flee. Too often, it's a story of unspeakable horror, fear and loss, but also a story of great courage and survival. It's a story with more than 40 million different beginnings and more than 40 million different endings. Please show you care. Join UNHCR and share this story.